pace vouă. Amin. Cititorilor. Bă, a picat un i, pardon, cititorilor. Cititorilor. Că mai și citesc descrierea. Da, e bine, trebuie citită. Nu-l mai prezint, că-l știți, Dai Bob Rădulescu, Bogdan, pe numele lui mic. Bogdan Vodă, Voda al evenimentelor. Ne întorcem de la un eveniment privat din Madamureș. Foarte fain. Și... O rup Nicolae, cu dragoste. Asta o să-i arăt soției. Am rupă scenă. Acum melodie pentru Nicu Mendea. Ia și filmează-mă tu, dar numai primele, că după aia în jur. Aplauze pentru colegul Dragoș Stan. Am filmare cu tine sfărăind de seara până dimineața, deci oricine ar fi gelos și nu e doamna gelosă. Avem dovada. Ai rupt eu, mosă. Și acum rememoram un pic de când ne cunoaștem, de când am avut întâlniri de astea artistice, mai mult sau mai puțin. 20, pentru Dumnezeu, de nu chiar 20 de ani. De 12-15, cam așa. Și îmi zicea el, în 11 ani de MC-ală la nunți. Da, de 11 ani am făcut partea asta. Deci eu am fost alături timp de 11 ani la oameni care, pentru care ziua respectivă a fost cea mai faină zi a vieții lor. Ulterior mi-a scris, mie zon că am divorțat, că nu a fost nicio treabă. Bă, dar ziua aia cum a fost? Bă, ziua aia a fost cel mai fain. Eu pentru aia am venit. Ziua în care tu mai să... Cunat. Partea solistică din Taraful Rutenilor. Când se duce lumea la culcare, cine umblă pe prin căciunare, și în fiecare dimineață, Ionel, Ionelule, nu mai bea! Băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele, pam, pam! Și acum câțiva ani mă întâlnesc cu un cuplu de miri foarte mișto, oamenii foarte mișto din toate punctele de vedere, chill, pe suflet, pe emoții, erau tot ce trebuie, capul pe umeri, și întreb, ziceți-mi, hai să facem desfășurătorul nunții, ce moment artistic aveți? Ce momente artistice? Că tu știi cum e la nuntă, Nicu, ai. Zic, ce momente artistice? Și uite fata la mine și zice, păi, DJ și petrecere. Zic, superb. Band? Nu. Ok? La intrare, quartet? Nu. Ok? Ansamblu popular, dansuri? Nu. Muzică populară? Nu. Am început cu tot ce știam, porumbei, țambal, ce la anunț, vrăjitorii, magicieni, orice care se poartă, ok. Fata zen, nu pop, avem petrecere, eu cu iubitul meu, familia, DJ, nuntă și tu. Și atunci am zis, ok, dar dă-mi voie să zic, dacă nu ai nimic la nuntă, nuntă de zi, începem la 2, terminăm la 11-12 noaptea, da. Dar zic, dacă nu ai niciun program artistic, te spun sincer, tu nu ai nevoie de mine. I-am zis, mă, eu sunt foarte sincer la asta, nu stau la... Dom'le, nu dați o grămadă de bani să mă aduceți, că nu am ce să fac. O grămadă de bani să-l aduci pe Bob Rădulescu? Nu. Așa e. Și da, am zis... Pe Haurențiu și mai mare grămadă. Vai, eu nu mi-l permit. În futere că las acasă. Imită-l un pic acest. Fii atent, dacă nu sunt costum, nu e același lucru. Devalorizezi personajul. Dacă e Haurențiu, e Haurențiu. Dacă e eu. Dacă e struțu, Cămilă, nu-i nici cum. Ok, deci... Și fata a zis așa. A zis, aș vrea să fie acolo, nu mă interesează de costuri, vreau să fie acolo dintr-o singură rațiune. Pentru că am mai fost la evenimente la care te-am văzut. Vreau să fie acolo, exact cum știu că am lângă șemineu, a zis, un extintor. Nu vreau să-l folosesc niciodată, dar dacă mă uit acolo, eu vreau să-l văd. Și mă simt când în siguranță. Când o zis fata, vreau numai să stau la masă, să mă bucur de dans și dacă e ceva, numai să mă uit înspre tine, să te văd că ești acolo. Și am zis, mă, mi-a dat cel mai bun argument. Păi dacă am ajuns în țara Pălincii, aici în Maramureșul istoric, trebuie să vedem niște sortimente. E a dumneavoastră marfa. Da, dragă, ea mea. Originală? Da, sigur. Română. Originală din prună, țuică din prună. Haideți să vedem, dar și la gustat sau numai da, dacă... Da, și la gustat putre, nu, dar mai
vorba negustate, nu mai vă gustate. Să gustăm un pic, să vedem. Da. O prună, să gustăm o prună. O prună. N-aveți un pahar. Oh, da, pe să-mi aduc de acasă pahar. Să miros. Te punem în dop, știi la punem în, punem în da, dop. Da, nu, da, punem mirosând, în dop. Dar gustați. Zice, hop, hop, pune-i dop. Asta de ce? Mere sau? De prună, prună pui. Ioi, ce prună. Din prună, asta e din mere. Din pruna cui? Din pruna prunului. Doamne ajută. Doamne ajută și dă bine. Dezinfectează, asta e ca și exact, Colgate. Exact, Colgate două exact, prune. Dezinfectează, exact. Și aici ce aveți, o pară pusă? Acolo cui e para și... Cum a crescut para? A, o crescut la păr, puișor. A spus? La păr. Care e ideea? Vedeți, așa stă și ficatul. Dacă lângă el este părincă de exact. Prune, așa se păstrează. Exact, exact. Deci e foarte greu. Asta cu ce-i? Cu scară. Că de... Deci am băut de mere, de pere, de prune, dar cu scară n-am băut până da, acum. Asta e, asta e cu scară. E scară în sticlă, da, e montată înăuntru. Cine știe menie asta, facă-și loc, facă-și gar pe lângă ea, că și eu mi-o fac o scară și o mere la e. De seară. Bun, 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 bun material. Închid aici, ca da. Să nu se vadă cât târguiesc. Dar prețurile cam cât sunt? Între 30 da. Și cât e litru? De prună 30. 30. De mere 25. Hai da, hai la Maramu! Hai, ce drăguț sunt! Așa să știi că ești cu Bob pe drum care are în pormâneu 12 lei. Aveți, aveți Revolut! M-am gândit să întreb pe doamna, are ca număr! Așa! Hai mărunței! Cât e o sticlă de lichior de asta din nucă să rămână? Ia, uitați-vă! O cinzacă? Uitați-vă. Mai ai o cinzacă, uitați-vă. Șăfule! Succesie, lumea spune că Bob e dintre milionarii nevăzuți ai Clujului. Atât am, să mulțumim la Dumnezeu care Nicu. Bă, vezi ce bine cu comedianți, cu stand-up comedy pe drumuri. Mi-au dat să plec. O nucată de la doamna Florica. E bună Dumnezeu să număr de la telefon. Mulțumim. Dânsa nu știe câtă reclamă i-am făcut, dar când s-au oprit drojdierii aici. S-au oprit drojdierii și au zis, v-am văzut la Nicu Bendea și cu țăganul. Cu țăganul cu haurei. Mi-au luat, mă, să mă pun în mașină. Vă mulțumim frumos. Cu plăcere. Vă Dumnezeu sănătate. Și la dumneavoastră. Și până la final de zi, aici să nu mai fie nimic, că numai tășcuța plină e bănuț. Dar acum i-am zis la domnul că l-am tăiat nimic, că n-am vândut-o zi întreaga. Nu mai bea lumea, auzi Bogdan, un fenomen, nu mai bea lumea. Eu n-am vândut puiule, m-am dus acasă. Într-o zi întreagă? Într-o zi întreagă, ia ce asta și n-am vândut. Nu vă supărați, care treceți pe aici, pe la, unde, pe la Chioar sunt ele? În Buciumi și Omcutei. În Buciumi și Omcutei, dar pe voi, cum mereți pe drum așa? Numai mereți? Așa mereți. Uite, prunele sunt acolo, așteaptă să fie culese, să facem încă o recoltă. Am luat și ceva norocosul natural. Norocosul ai primit cadou am de la doamna. Bonus, am primit bag la păcănele. Să rămână doamna Florica, vă pup. Sănătate, nuntă faină, distracție și sănătate. Tot ce vă doriți. Vă mulțumim. S-o cumpărat de alegorii. Lichidități de alegorii. Și știu de ce și-o cumpăra Nicu așa. Pentru că o stat, s-o uitat la clip la prietenii lui, la băieții de la Epic Show. Și băieții de la Epic Show au zis că iarna asta, ca să o treceți cu toți în siguranță, aveți nevoie de încălzire centralizată. Știți cum e încălzirea centralizată? Cum a făcut Nicu acum. Iei o gură de țuică bună și te-ai încălzit pe tot corpul. Ai încălzire centralizată. În pardosia? Băi, o literă de pălincă bună e 30 de lei. Cu un litru de pălincă treci câteva zile. Treci. Deci dacă tragi linie, ești mai ieftin decât încălzire. Ba, că nu poți să dai la copii, adică le dai câtă, știi? Dar de ce nu poți? Acum chiar închid filmarea, că deja e dăunătoare și suntem și în curbă!